Vom discuta puțin despre reșalonări, credite. Și prima întrebare ar fi, ce înseamnă o restructurare reușită? O restructurare reușită înseamnă o restructurare în urma căruia debitorul poate relua plățile și își poate continua activitatea în condiții adecvate. O restructurare reușită înseamnă o restructurare care nu se termină printr-o executare silită a debitorilor și garanțiilor acestora. Bun, și practic momentul în care o persoană vrea să opteze pentru o restructurare, ce trebuie să facă? Dacă vorbim de un credit individual al unui consumator, în momentul în care aceasta anticipează că va întâmpina dificultăți de plată a ratelor aferente creditului, ar trebui să contacteze în cel mai scurt timp creditorul și să manifeste o abordare proactivă, o abordare care să-i permită să evalueze variantele disponibile și să aleagă soluția cea mai potrivită pentru el, din perspectiva costurilor, a termenului, a condițiilor de garanție, a oricăror altor condiții asociate. Un consumator diligent care se duce din timp la bancă, se duce din timp la mai multe bănci și analizează posibilitățile de refinanțare și de la alți creditori, are mai multe șanse să găsească o soluție mai potrivită nevoilor sale și care să-i rezolve într-un final problemele pe care le speră a fi temporare legate de capacitatea sa de plată. În general, este mai bine să opteze pentru amânarea pentru o perioadă de timp a ratelor sau mai bine ar fi să aleagă o posibilitate de reșalonare și de restituire a unei sume mai mici, dar cu mărirea perioadei de rambursare, mărirea perioadei inițiale de rambursare a creditului. Cum credeți că ar fi mai bine? Asta depinde foarte mult dacă are posibilitatea să acorde, să achite măcar o parte redusă din credit sau nu are deloc această posibilitate. Evident că în cazul al doilea, varianta de suspendare a plății ratelor pare singura disponibilă. Totuși, aceasta poate veni cu costuri mai mari. Ceea ce le recomand este de fiecare dată să solicite informații detaliate cu privire la costul lunar și la costul total aplicabil pentru fiecare variantă ce poate fi oferită. Am înțeles. Există unele cazuri în care băncile au vândut creditele neperformante unor companii specializate în recuperări de debite, creanțe. Cât de legală este această procedură și ce poate face un client într-un astfel de caz? Posibilitatea cesionării creditelor de consum este recunoscută chiar și în ordonanța 50 din 2010 cu privire la condițiile aplicabile acestui tip de credite. Această cesiune însă nu poate schimba în niciun fel condițiile creditului inițial care a fost transferat. Deci consumatorul trebuie să știe că în relația cu noul titular al creditului are aceleași drepturi pe care le-a avut și în relația cu creditorul inițial. Orice modificări ale condițiilor inițiale necesită, evident, acordul lui. Ce trebuie să reține este că noul titular al creanței, că nu în toate cazurile este un creditor autorizat, poate să fie o societate specializată care nu este o instituție de credit sau o instituție financiară nebancară, de obicei are o flexibilitate mai mare în a discuta despre restructurare decât banca sau IFN-ul care a acordat inițial creditul. Adică soluțiile pe care le poate găsi pentru eșalonare, restructurare, sunt de obicei mai variate. Există un termen legal în care clientul ar trebui anunțat că urmează ca acel credit să fie preluat de către o astfel de instituție?
Da, există un termen, el ar trebui notificat în prealabil transferului. Și în cazul în care nu se întâmplă acest lucru? Adică au existat cazuri și s-au trezit oamenii cu citații acasă în care erau somați să restituie o parte din sumele deja întârziate. Da, dar să nu uităm că restanțele există, deci cesiunea nu este o cauză a neplății sau o consecință, sau neapărat o consecință a acesteia. Deci neplata a operat independent de cesiune. Dacă nu este notificat consumatorul, el poate să continue să plătească valabil creditorului său inițial. Deci, din acest punct de vedere, orice plăți pe care le-a făcut către bancă și orice înțelegeri pe care le-a avut înainte de notificare cu aceasta, rămân valabile și le poate opune noului titular al creanței. Deci, sancțiunea este mai degrabă de lipsă de opozabilitate, pentru că cel care a cumpărat creanța nu-i va putea solicita să plătească din nou sumele care deja au fost achitate creditorului inițial. Am înțeles. Deci, practic, cu alte cuvinte, este o procedură perfect legală, atât timp cât se respectă ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Și cât se respectă drepturile consumatorului din contractul de credit pe care l-a încheiat inițial. Am înțeles. Bun. Pentru că să nu uităm, cesiunea nu schimbă condițiile datoriei inițiale. Consumatorul are de plătit aceeași sumă în aceleași condiții, nici mai bune, nici mai rele. Deci, cu alte cuvinte, clientul ar trebui, în general, să discute cu aceste companii. Absolut, pentru că ele pot oferi soluții de eșalonare, de plată, eventual reducere ale ratelor de dobândă, chiar ale unor părți din credite, în condiții mult mai flexibile decât o pot face creditorii inițiali.